din nou de la A la Z și au spus, da, este același cancer limfatic despre care spun medicii colegi din România, va trebui să stai aici aproximativ 3 luni de zile. Plătești 80.000 de dolari, dar nu-ți garantăm nimic, au spus ei. Garanția noastră este la Dumnezeul viu, slăvit să fie Domnul. Faci chimioterapie, împreună cu alte 4 terapii, unicat acest tratament pe fața Pământului. Numai aici se face. Și cu el se dau rezultate foarte bune. Și după ce faci aceste lucruri, să știi că îți va cădea părul. Tot ce înseamnă păr, din cap, sprâncene, vei slăbi mai mult. Eram deja slab cu 14 kg mai slab decât greutatea mea normală. Vei avea multe efecte secundare, vei vomita în continuu, nu vei putea să mănânci, febră, poți chiar să și mori. Dacă semnezi, începe tratamentul și l-am semnat imediat prin credință, căci Domnul îmi vorbise, slăvit să fie Domnul, și am început tratamentul. După prima tură de chimioterapie, în loc să se întâmple ceea ce au spus medicii, s-a întâmplat contrariul a ceea ce vrea Dumnezeu, că El contrazice ceea ce spune medicina mondială, mărit să fie numele Lui veci de veci. În loc să se întâmple, aveam un tub prin venă, în mâna stângă, care venea până aici, venea până la inimă. Și pe acel tub îmi pompau chimioterapia în sânge. Normal trebuia să întâmple cum au zis, să-mi cadă părul, să n-am poftă de mâncare. Dar dintr-o dată, m-am trezit într-o dimineață cu o poftă inexplicabilă de mâncare pentru bolnavul de cancer și mai ales care face chimioterapie. Și am început să mănânc de 4 ori pe zi și să mă îngraș constant în fiecare zi 500 de grame, jumătate de kilogram, pe caiet notau în fiecare zi, până când am ajuns la greutatea mea normală, mărit să fie Domnul. El face toate lucrurile, prin puterea pe care o are, slăvit să-i fie numele. Când au văzut cei de acolo, se minunau și m-au împrietenit cu un chinez. Toți erau chinezi din stafful medical, din echipa medicală. Acest Frankie, numele lui din limba chineză, limba engleză, Frankie, îi spuneau oamenii, acest Frankie a zis, așa ceva nu există. I-a spus despre Dumnezeu, i-a mărturisit pe Domnul cu o engleză pe care am învățat-o în China în timp de o lună de zile, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dumnezeu avea un scop acolo. Și vreau să zic că în momentul când i-am spus lui Frank aceste lucruri, a zis, eu sunt ateu, așa m-am născut, eu nu cred în nimic. Cred într-un singur lucru și credem într-un singur lucru toți, că nu există Dumnezeu. Vei vedea la vremea potrivită, i-am spus. La jumătatea tratamentului am făcut un film. Să vadă în ce stadiu este tumoarea, dacă a urcat, dacă a stagnat sau dacă s-a micșorat, dacă erau ceva rezultate. Când am făcut filmul, au venit cu rezultatul și au zis, domnule Bogeanu, nu mai ai nici măcar un strop de cancer, ești vindecat pe deplin, slăvit să fie Domnul. Am spus eu. Și dumneavoastră vă ați spus acum, Domnul să vă binecuvinteze. Dar ateii au zis, nu, este știința noastră. Am ajuns atât de departe cu știința și am evoluat și tu cu mintea ta puternică, pentru că gândești pozitiv, te-ai auto-vindecat. Și le-am spus doar un singur lucru. Răspunsul vindecării mele este la Domnul care a făcut cerul și pământul. Răspunsul este în această carte pe care o vedeți în fiecare zi, aici pe masa mea, slăvit să fie Domnul. Doar la câteva luni de zile de pocăință, nu aveam multă experiență, nu cunoșteam prea mult din Biblie. Și singurul care a crezut dintre ei a fost acest copil de 24 de ani, acest Frankie, care a zis așa, aici trebuie să fie vorba despre Dumnezeul lui Cristi. De unde știa Cristi să spună dinainte ce se va întâmpla în viitorul apropiat? De la Duhul Sfânt, mărință de Domnul, care vorbește când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama cu toții. Și eu, în această seară, ca să înțeleg de unde m-a scos Dumnezeu. Acolo Frankie a crezut. Și seara când stăteam pe canapea, cu el, în spital, am zis, Frankie, plec acasă. Eu sunt vindecat. Ce faci cu viața ta? Schimbă-ți viața, pentru că tu nu ai nicio direcție în viață, mi-ai spus. Și când m-am întors cu spatele către el și am spus, când vrei să te întorci la Dumnezeu, anunță, m-a pus mâna pe mine, pe umărul meu și mi-a zis, Cristi, acum, în această seară, eu mă pocăiesc. Îmi predau viața în mâna lui Iisus Hristos, cel despre care tu vorbești și mi-ai vorbit până acum. Și de asta și eu devin frate cu tine și cu frații tăi din România și cu frații de pe tot pământul, mărință fie Domnul.